Modificările codului fiscal de anul acesta au venit în dulcele sau amarul stil românesc, cu bulbuieli, retrageri, contestări, reintroduceri. Însă principala întrebare rămâne. Vor aduce ele într-adevăr mai mulți bani la buget, așa cum vrea guvernul? Florin Jianu, președintele Consiliului Național al IMM-urilor din România, spune că nu. Ziarul financiar a centralizat 7 dintre cele mai importante modificări care vor fi aplicate de anul viitor, într-o perioadă în care antreprenorii, managerii, dar și freelancerii își fac planurile de business pentru 2023. Obligația de a angaja cel puțin o persoană pentru a menține facilitățile aduse de statul român de micro-întreprinderi, creșterea salariului minim pe economie, scăderea plafonului pentru norma de venit în cazul persoanelor fizice autorizate sunt doar o parte dintre aceste modificări. Mergem la Mădălina Racovițan, Head of People Services la KPMG România. Bună ziua, mulțumim că sunteți alături de noi. Bună seara, mulțumesc de invitație. Care dintre modificările codului fiscal vor avea cel mai mare impact asupra companiilor în perioada imediat următoare? Dintre cele pe care le-ați enumerat mai devreme, cred că modificarea cu cel mai mare impact, dacă se va întâmpla, va fi probabil majorarea salariului minim. Și asta din mai multe motive. Pe de-o parte, există un număr foarte mare de contracte de muncă în piață care au salariul minim pe economie și asta înseamnă că toate aceste salarii vor trebui majorate la noul nivel. Și pe de altă parte sunt foarte multe tipuri de afaceri care se bazează pe acești lucrători, nu știu, cred că sunt peste 1 milion parcă de lucrători pe salariu minim, iar aceste afaceri ale căror costuri cresc dintr-o dată de la 1 ianuarie, probabil că vor trebui să-și ajusteze planurile de afaceri pentru anul viitor pentru a putea acoperi această creștere a costurilor. Evident că și celelalte modificări fiscale pot avea un impact, însă cred că acesta este limitat. Dacă ne referim la micro-întreprinderi, faptul că trebuie să aibă un angajat pentru a beneficia de facilități, până la urmă asta nu este neapărat o măsură nouă. Și cumva cred că mai mult modificarea are în vedere reducerea potențialelor abuzuri ale facilităților fiscale mai mult decât orice altceva. Ok, și cum își pregătesc companiile bugetele pentru 2023 dacă iau în calcul aceste măsuri și dacă iau în calcul și cât suntem, e posibil să trecem printr-o recesiune și prin aceste crize economice? Da, eu cred că majoritatea companiilor sunt foarte prudente pentru la anul, din motivele pe care le-ați enumerat. Pe de-o parte, aceste modificări legislative, dar nu doar ele influențează bugetele companiilor. În mod evident, lucrurile care se întâmplă în jurul nostru, contextul economic, social, politic, toate lucrurile acestea ne fac să ne ducem cu gândul la cuvântul prudență în bugete. Și de asemenea, cred că dacă ne referim strict la salariul minim și la creșterea salariilor în general, companiile cred eu că își evaluează nevoia de personal pentru perioada următoare, de asemenea coroborată cu potențiale oportunități de digitalizare sau de utilizare a tehnologiei, astfel încât să reducă acolo unde este posibil nevoia de personal care devine din ce în ce mai costisitoare. Bun, mulțumim mult pentru discuție și vă așteptăm cu update-uri. Mulțumim. La revedere.